Zilele acestea la Universitatea de Vest din Timișoara au avut loc festivități prilejuite de începutul unui nou an de activitate. După ce luni înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, s-a aflat în mijlocul studenților și profesorilor de la diferite facultăți la deschiderea anului universitar, marțea aceasta o ceremonie similară a fost organizată la Centrul Eparhial pentru Studenții Teologi din cadrul Facultății de Litere, Istorie și Teologie. Festivitatea a debutat la Biserica Învierea Domnului din incinta Centrului Eparhial cu o slujbă de tedeum săvârșită de un sobor de preoți profesori în prezența chiriarhului și a numeroși studenți. Am făcut apel la multă responsabilitate în această școală. Pentru că este cu totul altceva. Am mai făcut și eu alte școli în viața mea unde am învățat anumite meserii, e aici este altceva. Aici este relație directă cu Hristos, nu cu un savant, ci cu Creatorul nostru, cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și cine de pe băncile facultății nu dorește să aibă o relație directă cu Hristos, Fiul lui Dumnezeu, prin intermediul dascălilor, care și ei sunt hirotoniți și oameni cu har, oameni cărora Dumnezeu, din când în când, le umezește buzele cu harul Duhului Sfânt pentru a le pune în inimă sămânța vieții veșnice. În continuare au fost ținute numeroase discursuri în sala de festivități a Mitropoliei Banatului. Ce vrem noi să realizăm în anul universitar care tocmai a început? În primul rând să reușim o îmbinare a teologiei teoretice cu teologia empirică sau experimentală. Este foarte important acest lucru ca studenții nu doar să se documenteze, ci să învețe a trăi pentru Dumnezeu, să învețe a vorbi cu Dumnezeu și, evident, să învețe să vorbească despre Dumnezeu. Am avut cuvinte diferite pentru secțiile din departament care astăzi au fost la deschiderea unui nou an universitar, dar aici, la teologie, i-am îndemnat să reflecteze asupra condițiilor speciale și anume aceea de a fi oameni care au ales calea spre Dumnezeu și care trebuie să urce treaptă cu treaptă viața asta spirituală. Cu acest prilej, studenții din anul întâi au făcut cunoștință cu profesorii și îndrumătorii lor și au putut vedea atât sediul Universității de Vest din Bulevardul Vasile Pârvan numărul 4, cât și complexul din calea Bogdăneștilor numărul 32A.